Scriitorul Ion Creangă, care se asemenea a participat la acest marș de protest pașnic. În legătură cu acest eveniment de 70 de ani, eu pot spun domnul președinte, declarat un minut de reștiuște. Acest frumos nu este de procedură, vă rog frumos să respectăm regulamentul Parlamentului în tocmai. Vă rog frumos, domnul Cache, dacă aveți de procedură, vă fiți. Domnul Cache, mulțumesc, domnul președinte, Angela Vechi, fracțiunea Moldova. Conform prevederilor precum funcționarea Parlamentului, a lucrat la conștiința apelului, în data de 8 aprilie, fracțiunea parlamentară de mine, a apărut să exclude componența sa pe domnul deputat Valeriu Chilețchi. Reșind din aceasta, componența numerică a fracțiunii de mine, este de 11 hectare. Mulțumesc.